Totodată, 11.300 de persoane au fost rănite. 56 de secunde au fost suficiente pentru a culca la pământ 33 de clădiri din capitală. Epicentrul cutremurului a fost localizat în zona Vrancea, cea mai activă zonă seismică din țară, la o adâncime de circa 100 de kilometri. Seismul a lăsat pe drumuri mii de cetățeni. Printre victime s-a aflat și îndrăgitul actor Toma Caragiu și alte personalități, precum regizorul Alexandru Bocăneț, cântăreața Doina Badea, istoricul literar Savin Bratu sau poeta Daniela Ecaterina Caurea. Autoritățile comuniste au fost depășite de situația dezastruoasă. Sute de clădiri dărâmate care ascundeau mii de victime. Thank you.